cerul se mire, pe arii mă poartă, să vor mă iastră, vântul mă leargă din vânt. Dansul îmi place, mereu îmi face, zilele pline, cu cerul se mire, pe arii mă poartă, să vor mă iastră, vântul mă leargă din vânt. Stimați spectatori, a fost publicitate pentru că nu se poate fără. Da, eu cer că... Da, uite, avem un telefon scurt, scurt, vă rog. Poftiți. Da. Alo? Da? Alo, bună ziua, bună ziua. Rămână, nu poate să fie așa de scurt cum spuneți dumneavoastră. Eu vă iubesc prea mult pe dumneavoastră și pe invitații dumneavoastră. Să rămână. Domnul Dan Ursulescu și cu domnul Eugen Bertea și cu copiii, Dumnezeu să le dea sănătate. Ați văzut ce emisiuni bune faceți dumneavoastră cu oameni cu valori. Extraordinar, domnule. Vă rog să mă credeți. Este nemaipomenit. Da, ascult mulțumesc. Cu plăcere. Acești copii minunați. De pe chiar că-s minunați, doamnă. Profeți? Chiar că-s minunați. Da, da. Domnul Jula, vreau da, vă rog. Și eu un CD. Sigur că da, aveți un CD din partea Cristinei. Să le dea Dumnezeu sănătate. Bun, să rămână, să rămână, la revedere. Nu mai bine, să rămână mâna. Eugen Bertea, spune-mi, te rog, despre școala ta mă interesează să vorbești puțin. Tu, întreabă tu ceva, te rog eu frumos, că tu ești cel mai mare dar aici. Dar nu, asta mă gândeam, că este foarte greu. Nimeni nu-și dă seama cât de greu e să lucrezi. Sigur, cu un interpret matur e altceva, e mai simplu. Dar un copil se plictisește, vrea acasă, vrea să mănânce, vrea la mama. Cum e, domnul Bertea? Pe el creze o atmosferă așa de frumoasă, încât ei de obicei vor stea și mai mult decât ora care le trebuie pentru dânsii. La mine acolo copiii vin exact cum
planificat la dentist, la ora 8, nu, la 9, la 10, la 11. Viu în casa de cult la 8, plec la 12 ore și la ora 13 până la 20 sunt tot timpul acolo. 12 noaptea? Nu, de la ora 12 până la ora 20. Și toți acești copii, în primul rând, sunt stimulați cu piese originale. Care Eugen, două cuvinte despre Mara. Da, Mara, două cuvinte, numai Mara că după aia merge foarte mai multe departe. Apariții pe radio, pe televizor, a participat la multe concursuri, iar ultima a fost la Cerbul Copilor, care a avut loc la Brașov. Are ochii albaștri, da. Șepcuță, da. Ce, e tare. Ce a făcut la Cerbul Copilor? Marele premiu al juriului a fost un ceva nemaipândit, apreciat pe această fetiță. Bravo, hai să o aplaudăm cu toții pe Mara, bravo Mara, bravo Mara, bravo Mara. Da, am înțeles că avem și un telefon scurt, poftiți, sunteți în direct. Alo? Alo? Da, vă aud. Să trăiți, domnul Jura! Să trăiți și dumneavoastră! Personalul dumneavoastră! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Da. Vreți un CD? Pentru cu copiii minunați, le doresc sănătate și domnului... Numai bine, aveți și dumneavoastră un CD, lăsați-vă datele în cabină. Să vă dea Dumnezeu sănătate, stimați respectatori. V-am prezentat CD-ul lui Cristinel. Și mă gândesc așa, ia mai arătați-l o dată, mă, dar mare. Băieți, hai, de unde e? Așa, hai. Dar uite ce, uite ce s-a sortează CD-ul cu tricoul lui Stantu Jola. Stimați telespectatori, mă gândesc că noi v-am prezentat CD-ul. Dar haideți să ascultăm și cum cântă fata asta, ca să fiți interesați să-l și luați. Elena, dragă, pune tu mâna pe microfon și hai să cânți două piese care se cheamă așa. Cristian, Latino în pas de doi sau de băieți, da? Și Aripi de înger, da? Da. Uite, da, sunt două piese pe care le va cânta Cristina și să vedem acum dacă dumneavoastră veți suna să vă mai dăm niște CD-uri. Deci, Cristina, ia dați drumul copii înainte de a mai auzi un telefon. Nu, e în regulă. Dai drum.
hai să ascultăm și piesa cealaltă, Aripi de Înger, Cristina. M-am trezit și în jur eu am privit și în minte se auzea vocea ta șopte îmi spunea. Stimați telespectatori, Cristinel, ia câte ce face Bertea la Onești. A cui sunt, Eugen, aranjamente muzicale a cui sunt? Păi sunt ale compozorului. Prima piesă la Dumitru Jiji, a doua da? E la Bulete și după aceea o piesă sunt ale mele. Da, ale aranjamentele mele... muzicale? Da, da, foarte bine. Dumitru Jiji e Claudiu Bulete da, și iată, o piesă vor fi două piese da. De... El foarte frumos, nu este un album numai cu melodii de Eugen Bertea, chiar dacă el are normal, cele mai multe, normal. Nu, are 7 sau 8, are 8 din melodiile albumului, dar foarte frumos, Cristinel își arată fațeta complexă, a abordat genuri muzicale deosebite, așa cum a făcut și la lansare, unde au vorbit elogios despre ea, Jol Chereștei, Titus Andrei, Dan Ștefănii, care are aici o piesă, actorul Eugen Cristea, actrița Cristina Gabriel Deleanu, Gabriel Fătu, au venit foarte multă lume Florin care Silviu o apreciază. Florin Cine? Silviu.
Florin Silviu. Fratele meu, sigur, nu fac reclamă lui, dar vreau să spun că foarte multă lume apoi a văzut-o la televiziune, în emisiune, a ascultat-o la radio și se bate să câștige aici la tine CD-urile. Lasă, pe dar sigur, stimați telespectatori, ați văzut cum cântă Cristinel. Aștept să le facem dumneavoastră pentru CD-uri de data asta. Dar să mergem mai departe. Eugen, spune-mi ceva despre Denisa Axinia. Denisa Axinia este o mândrețe de fetiță. Foarte, și foarte, fete frumoase la Onești, pe cuvântul meu. Foarte talentată, activează la minimul, da, 2-3 ani, vă dați seama când avea... A, e veteran ani, de 2-3 da, ani. Și, da, dar toți au cam aceeași vechimi. Așa se va cânta. Le iei, domnul Bertea, din fașă? Cum? Nu, din scutece? Vin, uite, s-a întâmplat chiar săptămâna trecută, a venit... Cred că le ia de mici, da, că după cum se manifestă la maternitate, dacă e muzical, țipă tu, zice, ce gata, o iau la mine, la circul muzical. A venit, s-a luat el în cetățean cu viță de nici 3 ani n-avea. Nu m-a putea să mai scot afară la mine. Nu că ea vrea să rămână, ea vrea să rămână. Și cânta frumos, crede-mă, la 3 ani. Da, era prea mic. Păi, dar da, de ce mai lansăm o Cleopatra, da, strata? Da, sigur, da. Da, mă, fraților, uite, mai cum trece timpul ăsta, cântă mi se face frumoasa rău. Denisa va cânta Sunt o păpușică, da? Da, arăți ca o păpușică, mă, Denisa, da, mă. Așa, și Dorința... Denisa, sunt două piese pe care le fac, stimați respectatori. Asta este școala lui Bertea de la Onești. Vedeți dumneavoastră cum pleacă marile vedete. Ați văzut-o pe Cristine. Cântă, mă, frate, ca lumea. Așa o să cânte și copiii ăștia până un alta ei cântă excepțional pentru vârsta lor. Hai să o ascultăm pe Denisa, da, cu cele două piese. Sunt o păpușică. Ești mămică? Da. Bravo! Așa. Și Dorința mea. Dorința mea. Ia să-i dăm drumul copiii, să auzim ce cântă fata. Bravo, 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 hai să ascultăm și următoarea piesă, să o ascultăm și următoarea și după aceea mai vedem ce mai facem. Viața mi-a dat tarif să zbor mereu, prin dans și cântă ce-i dorul meu, și nici o clipă n-aș fi
Bravo, 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 Denisa, mulțumesc, mulțumesc tare mult. Dar ai talente speciale acolo, domnul Bertea. Păi sunt, sunt. Doamne, mi-ar face plăcere să fac o emisiune de asta de vreo 4-5 ore, pentru că atâtea talente, eu cred că ai venit cu puțin de acolo. Da, nici un sfert nu sunt aici. Nici și un poate sfert. Ar vrea și ei să cânte cu bunicul. Vreau să gândim. Sigur, ar fi. Da, spectacol împreună. Tavi Neavara vrea să mă facă bunic. Dar ce frumos e albumul ăla. Cântați cu bunicul, nu? Cântați cu bunicul, se cheamă. O frumusețe de album. Da, domnul da, da. Trebuie să-l popularizați la școală, acolo cu copii. Ei spun școală, Sandu, eu aș spune fabrica de talente. Acolo, în creuzetul acesta, el plămădește mari valori. Ultima venită este Cristinel, care e la al doilea album, dar din copiii aceștia sigur o să nască tot așa o... cel puțin două, trei cântărețe de nivel. Acum, vedete, nu se știe, dar ele cântă foarte corect, se mișcă, arată bine. Se întâmplă să și respingeți copii, domnul Bertea, că eu cred că la dumneavoastră da. E coadă. Sunt. E coadă la ușă, da, 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 părinții. Nu, sunt situații când, după ce fac o testare cât de cât, îmi dau seama că nu produc ceea ce dorim, îi spun, sunt ocupat, nu-i ca demonizez copiii. Da, 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 e jenant, da, sigur, părinții sunt triști. Acum sunt prea mulți, mai încercat să-l dați și părinții probabil că își dau seama. Și... Mai, adevărul e că, am spus asta și îmi place să spun, că în meseria asta nu se pot pune pile, nu pot, mă, dacă o ai, ai, pentru că pilele merg până când ajunge interpretul în fața publicului. Acolo nu se mai poate, că nu te mai iartă. Dom'le, ăia, acolo ori ești, ori nu ești. Deci omul ăsta, dându-l seama de tot acest mare adevăr, dom'le, el primește oameni care au o perspectivă, adică pot da, realiza ceva. Să fac o mică precizare. Toate vederile care au plecat de la noi, de acolo, din laboratorul meu muzical, lor li se datorează totul. Pentru că un dirijor, un pedagog muzical, cât ar fi talentat dacă copilul, elevul, n-are harul de a intona frumos, de a trăi un text frumos, nu poate. Dar nici dacă nu-i îndrumat exact. Ca lumea, nu are nicio șansă. Dar noi spunem, l-ați îndrumat, i-ați dat calea justă, da, sigur, dar au avut. Talent. Da. Da, haideți, dragilor, să o ascultăm și Marina Ioniță, care va cânta pentru noi două piese, așa-i? Marina. Hai să mergem crescător cu vârsta. Da, da. La cât am ajuns, domnul Bertea? Din ce în ce mai sus. Cât ai, 9? 10 ani, la 10 ani. 10 ani deja. Da. Hai, Marina, să ascultăm piesa. Hai că m-am două surprizuri. Hai să-i vedem. Exact. Top model vreau să fiu. Și hora copiilor. Toate ia să te vor să fie top modele acum. Dar chiar.